Olesia și Vitalie locuiesc într-un apartament cu două camere din satul Floren din Anenii Noi. Greul a început după ce pe lumea a venit al doilea copil, iar Vitalie a rămas singurul care aduce bani în casă, un salariu de doar 2000 de lei. Așa că cei doi soți s-au adresat la asistenta socială din sat pentru a primi indemnizația pe timp de iarnă acordată familiilor cu venituri mici. Eu am rupt pe perioada perioada anul pentru că îmi vine factura de căldură câte 1500 de lei. 1500 de lei, mă gândeam mai mă, măcar 250 de lei, oricum deja e ceva un plus. Cererea ar fi fost respinsă din cauza că familia ar avea mașină de spălat. Faptul că este ruginită și aproape că nu funcționează nu ar fi contat. Când m-a sunat, doamna îmi spune, știți, vi s-a asistat uh, ajutorul ăsta. Zic, cum așa, să a asistat, dacă este decizie, este ordin, tot. Nu știu, s-a asistat ordinul pentru că eu venind la fața locului, am găsit o mașină automată la voi în casă. A urmat a doua și a treia încercare, cererile însă au fost din nou respinse. De această dată, de vină ar fi fost o întreprindere care ar fi aparținut femeii și care nu mai funcționează din 2009. M-am căutat cât și în cap și subțuori și peste tot. Vă dați seama, de trei ori nu aveam firmă, dar acum sunt marea patroană. Am devenit peste noapte afaceristă și cer 250 de lei de la stat. Acum femeia spune că nu i-a rămas decât să meargă în instanță pentru a-și face dreptate. Eu deja am ajuns la concluzia că eu o să merg să-i dau judecată, dar nu știu, nu știu dacă o să am sorți de zbândă pentru că eu văd cum acționează ei. Vă dați seama de deci ce ei s-au înrăit acum și ei luptă cu noi. În loc să fie în favoarea noastră, să ne ajute cu ceva, ei luptă cu noi. Nici la primăria din Floren și nici la Direcția Asistență Socială din Floren nu ne-a răspuns astăzi nimeni la telefon pentru a comenta situația creată.